România a sărbătorit astăzi Ziua Marinei după 2 ani de restricții antipandemice. Președintele Klaus Iohannis, precum și liderii coaliției, au luat parte la festivitățile care anul acesta au fost organizate în portul Tomis, dar și în portul militar. În discursul său dedicat sărbătorii, șeful de la Cotroceni a făcut referire la războiul din Ucraina și a mulțumit partenerilor pentru prezență și sprijin în teritoriu. Bună ziua! Ne aflăm pe țărmul Mării Negre, la numai câteva sute de kilometri distanță de războiul nedrept și brutal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Un conflict armat pe care mulți nu-l mai credeau posibil în Europa vremurilor noastre. Profit de această ocazie pentru a sublinia din nou aprecierea României pentru prezența în țara noastră a militarilor din Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Portugalia, Belgia, Italia, Marea Britanie, Germania și țările de jos. Manifestațiile festive din portul militar Constanța au început la ora 10, cu ceremonia de înălțare a drapelului și catargului mare la bordul navelor militare, concomitent cu intonarea imnului național al României și tragerea 21 de salve de tun. Peste 15.000 de persoane au participat la ceremoniile organizate, care coincid cu sărbătoarea religioasă Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului, celebrată de lumea creștină și catolici. Festivități dedicate sărbătorii au mai fost desfășurate la Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați, București și Bicaz. Ziua Marinei Române a fost instituită prin lege în anul 2004, iar în anul 2009 această zi a fost declarată sărbătoare națională.